Vacanța nu este la toată lumea asociată cu ideea de repaus, odihnă, somn, refacere, ci mai degrabă cu un alt soi de stimulare, care poate să fie o stimulare alta decât o ai în timpul anului, cu sarcinile de serviciu obișnuite sau prin sarcinile de serviciu obișnuite. Faptul că te expui altor tipuri de stimuli s-ar putea în sine să fie și stimulant și stresant. Dragii noștri, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Vorbim despre vacanță, despre vacanță în armonie cu noi înșine, cu copiii, cu partenerul de cuplu. Astăzi alături de noi este Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist iungian, lector universitar, doctor, și pentru că este vacanță și campania de pe site-ul editurii Herald este dedicată perioadei de vacanță, iată ce putem face cu emoțiile noastre, dar cum pregătim o vacanță în așa fel încât să avem o perioadă relaxantă, o perioadă în care să ne încărcăm bateriile. Stresul este foarte important în viața noastră și pornim discuția noastră de la o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Este vorba despre Stresul, 8 strategii de gestionare de Elizabeth N. Scott. Și ne gândim ce se întâmplă atunci când mergem în vacanță, când ne pregătim pentru o vacanță. Chiar și pregătirea unei vacanțe presupune organizare, presupune puțină disciplină și, bineînțeles, că atât în pregătirea ei, dar cât și pe parcursul vacanței, factorii stresori pot apărea. Și aș porni discuția noastră de la un citat foarte frumos pe care l-am găsit, citat al lui Elizabeth N. Scott, autoarea cărții. Relațiile care ne fac să ne simțim prost în legătură cu propria persoană pot reprezenta o sursă constantă de stres, deoarece duc la ruminații negative, la stimă de sine scăzută, la noi și noi conflicte de soluționat, precum și la alte amenințări la adresa fericirii noastre și a sentimentului valorii personale. Lavinia. Mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou lângă voi. Da, este o temă interesantă pentru că mulți ar zice, merg în concediu, mă relaxez. Merg în concediu este o sursă de odihnă garantată, de încărcare de baterii, dar ce te faci? Că, de fapt, stresul este exact această stare emoțională pe care o simți la schimbarea de să zicem așa, unei rutine cu care ești învățat. Și dacă, de exemplu, ești învățat o zi, un an întreg să mergi la serviciu, să ai ședințe, lunea se întâmplă ceva, marțea ceva, și ai o vacanță programată din timp, organizată, cum ai spus, și așa mai departe, ea nu înseamnă neapărat că trebuie să vină întotdeauna cu o cantitate egală cu zero de stres. Dimpotrivă, venirea din concediu și chiar concediu în sine este generator de stres. E adevărat că noi putem să vorbim despre mai multe forme de stres, dar ideea de factor stresor și stres în general apare când organismului se cere gestionarea unor situații, unor cerințe, să zicem noi sau quasi noi pentru momentul respectiv, și care cerințe sunt cumva depășesc resursele interioare. Deci dacă, de exemplu, nu mai ai resurse nici măcar să-ți organizezi o vacanță sau nu mai ai, și nu vorbesc acum de resurse financiare, ci resurse interioare, e Energie. foarte probabil, non financiare, deci e foarte probabil ca stresul să fie perceput din plin, pentru că ți se solicită o serie de elemente, o serie de cerințe pe care tu nu găsești, pentru care tu nu găsești suficiente rezerve interioare să le gestionezi. Se știe foarte clar că stresul în sine este zona aceasta de, să zicem,
tensiune care se creează, sau mă rog, să zicem, rezultatul tensiunii care se creează din lipsa acestui echilibru între cerințe și resurse interioare. Și inclusiv concediul poate să constituie o sursă de stres, în special, de exemplu, când te duci într-un loc nou pe care trebuie să-l descoperi, căruia trebuie să-i oferi mai mult atenție decât unui loc mai mult decât cunoscut, te duci în același loc de... Sunt familii care se duc în același loc de ani de zile. Și ani de zile, bineînțeles. Tocmai pentru ca să nu aibă surse de stres suplimentare. Pentru că interacțiunea asta cu factorul stresor este principală. Există patru, poate pentru cine nu știe, e interesant să punctăm aceste... patru concepte esențiale în înțelegerea stresului, respectiv interacțiunea sau tranzacția cu factorul stresor, sistemul cognitiv care evaluează primar și secundar dacă respectivul factor este sau nu cu miză, evaluarea și coping-ul. Deci, practic, sunt elemente pe care trebuie să le avem în vedere atunci când discutăm despre stres. Și mai mult decât atât, e foarte important să spunem că toate lucrurile acestea sunt procese interioare, nu sunt momente. Deci stresul și gestionarea stresului nu este o chestiune de moment. Da, am avut un moment stresant. Poți să spui că ai avut un moment stresant, dar l-ai gestionat în cadrul unui proces interior, care de multe ori se poate petrece, hai să zicem, într-o fracțiune de secundă, dar rapid. Noi nici măcar nu conștientizăm că de fapt este vorba despre un proces. În sfârșit, revenind la întrebarea cu vacanța, cred că ideea de noutate poate să inducă o cantitate mai mare de stres și gestionarea poate dificilă sau, știu eu, mai grea, așa, situațiilor noi, a noutății, știți, sunt persoane care au rutina lor și dacă îi scoți din rutină, pe ei, deci, oricât de frumos ar fi unde se duc, e mai bine într-un loc cunoscut decât într-un loc în care trebuie să descoperi anumite elemente cu care trebuie să te confrunți pentru prima oară sau cu care te-ai confruntat, dar mai rar. Poate, să zicem, o limbă străină pe care nu o înțelegi, niște obiceiuri pe care nu le înțelegi dacă e să mergi în străinătate, nu știu, familii care poate sunt deranjate de prezența copiilor tăi sau tu poate ești deranjat de fapt de prezența familiilor cu copii zgomotoși și așa mai departe. Deci, de cele mai multe ori, oamenii apelează la mecanisme de coping, dar nu mereu acestea sunt dezvoltate în mod specific pentru anumite... Ar trebui să ai, de exemplu, un mecanism de coping pentru vacanță, pentru concediu. Well, this is... Adică lucrul acesta nu se întâmplă. Trebuie să fii destul de flexibil interior ca să te poți adapta sau să poți evita. Deci sunt mai multe tipuri de mecanisme de coping. Știm că sunt în momentul acesta vreo 15-16 moduri. Inclusiv umorul este un mecanism de coping la care poți apela în momentul în care, știu eu, poate o vacanță nu merge bine. Da. O iei și pe partea umoristică a lucrurilor și spui, hai să luăm ce este mai bun din întreaga experiență. Mă gândeam în timp ce te ascultam, mă gândeam că și nu numai partea aceasta de organizare dinaintea plecării în vacanță sau cine știe ce peste ce am putea da în vacanța respectivă, da, oricât de bine am planificat-o, s-ar putea să apară niște factori stresori chiar în timpul vacanței. Dar mă gândeam că poate și alegerea, însăși alegerea unei vacanțe poate să fie un factor stresor. Mai ales când dacă merg singur, știi, mă gândesc acum, e o ipoteză, o presupune. În momentul în care merg singur, fac o alegere. Alegerea este a mea, mi-aparține. E momentul în care merg cu partenerul de cuplu, momentul în care mai merg și cu copiii, deja cumva trebuie să țin cont și de părerile lor, fiecare are propria dorință și atunci mă gândesc că până și alegerea unei vacanțe este până la urmă un factor stresor. Este momentul în care există dificultăți de, știu eu, poate valorice între cei doi, între persoanele participante, să zicem, la concediu, de câte ori nu se întâmplă
să mergem nu numai în cuplu, ci și cu mai multe familii, prietene, și mulți vor să facă ceva, alții altceva. Și în funcție de cât ești de flexibil să accepți toleranță, să accepți și propunerile altora și miza ta, repet, miza nu este atât de mare. Deci dacă mergem sau nu în locul acela, ok, mergem, nu mergem, nu mă stresez atât de tare. Dar, de exemplu, dacă eu m-am așteptat un an întreg ca să merg să vizitez, nu știu, Domul Invalizilor din Paris și tot ceilalți spun, ei, ce-i prostia asta, hai să nu mai mergem la Dom, eu așteptând de atâta vreme, evident că lucrul acela devine un factor stresor pentru mine, pentru că există, știu eu, exact dezechilibrul acesta despre care vorbeam între ce aștept și ceea ce primesc, da? Între cerințe și resurse. Dacă interior nu sunt, știu eu, dispus să minimizez o miză colectivă, să zicem astfel încât, nu știu, să accept pentru armonia grupului ieșirea dintr-un peisaj pe care inițial mi-l reprezentam, știu eu, mă duc acolo, 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 îmi fac eu un plan interior. Deci, evident, exact cum spuneai, dacă ești singur, ești pe cont propriu, poți face ce vrei, poți să schimbi când vrei, nu depinzi de altul, altul nu trebuie să-ți facă pe plac, tu nu trebuie să faci pe plac altuia, e mai simplu într-un fel. În același timp și acolo este o miză destul de puternică, pentru că s-ar putea să nu poți să ai cu cine să împărtășești un moment frumos și iar să te streseze lucrul acesta, adică să găsești negativ, să conotezi negativ un anumit tip de eveniment pentru care nu poți să-ți găsești interior resurse să-l gestionezi altfel și atunci evident că există practic cele două momente de evaluare primară, când te întrebi lucrul acesta e atât de important pentru mine și dacă răspunsul este da, dacă răspunsul nu, e un stop acolo, nu produce stres, nu produce niciun fel de miză, n-ai niciun fel de miză. Dacă este da, întrebarea secundară ar fi, sau evaluarea secundară ar fi, pot să fac ceva în sensul acesta și dacă de fapt răspunsul este nu, nu pot să fac nimic, iar este o sursă suplimentară de stres. Dacă pot să fac ceva, de cele mai multe ori acest da, pot să fac, se constituie în mecanisme de coping, adică ce pot să fac? Pot să accept, pot să evit, pot să abordez cu umor, pot să, nu știu, apelez la ajutorul celorlalți, pot să planific, pot să organizez, pot să fac foarte multe lucruri, astfel încât să-mi pot gestiona cantitatea de stres pe care, iată, o pot simți, o pot resimți în legătură cu un anumit, cu un anumit element. Există un clasament al evenimentelor stresante ale vieții, care pe primul loc are decesul unei persoane foarte apropiate, de fapt nu unei persoane foarte apropiate, copilului și respectiv partenerului de viață, punctând cel mai sus. Și prin între evenimentele stresante din viață, care pot fi conotate și pozitive, de exemplu schimbarea locului de muncă atunci când dorești, deci din voința ta, știu eu, bine, închisoarea și tot felul de infracțiuni și așa mai departe, dar există undeva mai pe la coada clasamentului și ideea de concediu. Deci el în sine este conotat ca eveniment stresant și mai mult, hai să zicem că ești foarte pregătit pentru a te duce în concediu. Ce faci la întoarcerea din concediu? Pentru că întoarcerea din concediu pare a fi și mai stresantă. Vii dintr-un loc extraordinar de frumos, de la plajă, de la soare, de la mare, de la liber, de la timp liber, de la libertate în sine și intri, reintri în câmpul muncii și mă rog, trebuie să ai acea disciplină despre care povesteam puțin mai devreme. De asta cred că multor persoane, apropo de stres, cred că multor persoane le este foarte greu sau oricum le este oarecum greu și au nevoie de o perioadă de readaptare după ce vin din concediu. Deci îi vezi un pic schimbat până și intră ei în ritmul în care au fost înainte de a pleca în concediu. Au nevoie de câteva zile, poate unii o săptămână, nu știu, fiecare în funcție de persoană, să reintre în ritmul în care, și asta este o perioadă foarte stresantă. Aș mai adăuga și o ultimă întrebare, pentru că am intitulat acest dialog, acest interviu, cum gestionăm, cum facem față stresului și anxietății în
vacanță, asociez un picuț stresul și cu partea de anxietate. Și aici revin foarte interesant la ceea ce ai spus tu și ai punctat foarte, foarte bine puțin mai devreme. Mă gândesc la un exemplu. Nu mergem în același loc, da? Pentru că băi, a fost frumos, ne-am simțit bine, mergem în același loc. Dar se poate întâmpla să schimbăm locația vacanței, să mergem într-un loc nou, cum spuneai tu, o limbă nouă, o cultură nouă, o destinație nouă, obiceiuri noi, obiceiuri culinare. Da? Poate eu nu mănânc, am o intoleranță la ceva ce se mănâncă, nu știu, zic, sunt multe, multe variabile. Și mă mai gândesc la un lucru, avionul. Pentru cineva care merge poate pentru prima dată, luăm și acest exemplu, că cred că sunt, pentru cineva care merge pentru prima dată cu avionul. Acum, că mergem noi sau că noi am mai fost cu avionul, dar copilul nostru n-a mai fost și nu știm reacția pe care o va avea copilul atunci când vom merge cu avionul și când el conștientizează, nu că e la un an, doi, trei și nu știe ce se întâmplă. Deci să zicem că s-ar putea să apară la el un sentiment de teamă, pentru că e pentru prima dată. Ce facem noi cu anxietatea în situația asta? Cum e ceva, să spunem, neprevăzut? Da? E ceva impredictibil? Da, sunt și aici mai multe forme și teoria spune, de exemplu, de anxietatea anticipatorie, când ai sentimentul că vai ce o să se întâmple și anxietatea de natură inhibitorie, adică îți inhibă nu numai acțiunile viitoare când te gândești, o va fi, nu știu cum, ci și cele prezente în momentul acesta. Și toleranța aceasta la lipsa de ambiguitate, de necunoscut, ține foarte mult de resursele interioare. Dacă o persoană dezvoltă astfel de forme de anxietate, înseamnă că are, aș putea spune, chiar dificultăți în a se raporta la o serie de repere interne, știu eu, ajutoare interne, mecanisme, pârghii de răspuns, de apărare. Anxietatea întotdeauna apare, mai ales în situația anxietății cu obiect, deci nu cele pe care le resimțim de tipul panicii sau terorii, care sunt alte forme. În momentul în care poți să numești elementul sau obiectul de care ți-e teamă, și ar fi bine să decupăm această chestiune de ce anume mi-e frică în ceea ce privește zborul cu avionul, de exemplu, că dădeai acest exemplu. Eu am pacienți în terapie care au reușit să treacă peste această fobie, unii care nu au reușit vreodată să treacă, dar unora le era teamă când ziceau mi-e frică de avion. Da? Deci asta era obiectivul lor de terapie, să-și rezolve această fobie, această teamă. Însă mulți defineau, ca să zic așa, această teamă de avion diferit. Unora le era teamă din lipsa de control, că nu sunt ei în carlinga, adică dacă, de exemplu, ar fi fost în cockpit, cum s-ar zice, în vârf acolo unde se de unde se operează avionul, unde sunt piloții, da. Unde sunt piloții, nu aveau o problemă. Dacă era în corpul avionului, aveau o problemă, că nu se vedea, nu era la cârmă, da? Deci o problemă de control. Altora le era teamă că o să moară subit printr-o explozie a avionului. Altora le era teamă că o să moară la impactul cu pământul. Altora le era teamă că, știu eu, nesimțind pământul sub picioare, ceva o să se întâmple și, nu știu, poate ceva similar cu teama de cutremure. Deci foarte mulți asociază diferit teama aceasta. Ține foarte mult de lipsa de control, dar revenind la ideea de copii și copii care circulă prima dată cu avionul, cred că la copii este mai puțin întâlnit lucrul acesta decât la adulți. Pentru că copilul ia fiecare experiență ca
fiind, știu eu, fiecare experiență legată de, știu eu, de călătorie, de exemplu, ca fiind ceva nou. Doar dacă părintele nu-l anxietează în suplimentar, aoleu, ce se întâmple, sper să nu fie ceva rău și turbulențe și așa mai departe. Copilul nu înțelege ce înseamnă turbulență. El ia lucrul acesta ca pe o chestiune de noutate, ca pe un joc, adică poate lua de cele mai multe ori. Aș reveni puțin la ce ai zis puțin mai devreme în legătură cu revenirea și cu readaptarea. Spune că în momentul în care revii din concediu ai nevoie de o perioadă de readaptare. Am făcut la un moment dat un studiu și în care discutam despre somnul și odihna la români. Și apropo de odihnă, întrebam oamenii și cum e odihna în vacanță. Păi zicem, vacanță eu mă odihnesc, eu în vacanță mă duc și călătoresc, mă duc stânga-dreapta, merg kilometri, vizitez, fac, mă întorc acasă, abia mai dorm puțin. Dar, practic, vacanța nu este la toată lumea asociată cu ideea de repaus, odihnă, somn, refacere, ci mai degrabă cu un alt soi de stimulare, care poate să fie o stimulare alta decât o ai în timpul anului, cu sarcinile de serviciu obișnuite sau prin sarcinile de serviciu obișnuite. Faptul că te expui altor tipuri de stimul s-ar putea în sine să fie și stimulant și și stresant. De altfel, discutat mai pe larg diferența dintre cele două forme de stres, eustres și distres, dar există, de exemplu, un concediu, posibilitatea ca tu să nu faci nimic, să nu faci absolut nimic. Și atunci poate să intervină distresul sub formă de substimulare, adică chiar nu fac nimic, nu mă duc nicăieri, nu ies nicăieri, deci practic, sau suprastimulare, ambele, și substimularea și suprastimularea sunt forme de distres, adică de stres negativ. Iar tot ce se întâmplă între aceste două limite, între aceste două puncte, adică forma aceea optimă de stimulare, capătă numele de eustres, adică aspectul legat de o cantitate suficientă pentru a simți că trăiești, a simți că, nu știu, cantitatea de stres se situează cumva între prea mult și prea puțin, un fel de optimum de solicitare. Deci e important, ca întotdeauna, reiterez legea aceasta al echilibrului, să nu faci nici prea multe în concediu, să nu-ți propui agende extraordinar de aglomerate și total, care nu-ți permit deloc flexibilitate, pentru că poți ajungi la frustrarea de a nu fi bifat tot ceea ce ai avut pe listă, dar nici să nu îți propui, adică pe ideea nici să nu ai vreun timp total mort. Să ai concediu, știu, o săptămână și eu nu mi-am propus nimic, să fac nimic. Măcar un lucru să-ți propui și la acela să te gândești ca obiectiv în respectivul concediu. Oamenii sunt diferiți și mai mult ca sigur că au și nevoi diferite și legate de vacanță, bineînțeles, sau dorințe diferite și mă gândeam acum că probabil vine cineva și spune am vizitat o nouă locație atât de bogată din punct de vedere spiritual și cultural și am vizitat atât de multe lucruri, nu m-am odihnit. Și vine și spune după aceea a fost cea mai frumoasă vacanță, pentru că persoana respectivă, mergând mai ales în cazul unei locații noi, i-a plăcut atât de mult încât pentru ea valorizant este faptul că a reușit în acea săptămână să vadă cât mai multe lucruri. Și spune, Doamne, a fost cea mai frumoasă vacanță. Dacă ai fost în aceeași locație în care te duci de ani și ani de zile și în care pur și simplu nu mai ai ce să mai vizitezi, că ai epuizat toate obiectivele, s-ar putea să ai nevoie doar de odihnă. Deci este, cred că, important și felul în care noi ne raportăm la locația acelei destinații. Și mă mai gândesc la un aspect și cred că este valabil și nu numai, poate numai în cazul românilor. Avem o săptămână, spunem generic, avem o săptămână de vacanță, 7-10 zile pe an, și probabil că în acea săptămână
ne dorim în egală măsură să avem timp și pentru odihnă, să ne încărcăm, să venim odihniți, să revenim cu bateriile încărcate, dar am vrea să și bifăm exact ce spuneai tu mai devreme, niște obiective, să simt că am văzut ceva care m-a împrentat și m-a impregnat. Și atunci, probabil că persoanele care merg mai des sunt persoane, de exemplu, care își permit din punct de vedere financiar și din punct de vedere al timpului mai ales, câte 5-6 ieșiri pe an. Acea persoană s-ar putea să aibă timp, da? Într-una merg pentru strict pentru odihnă, într-alta merg doar pentru vizitat. Deci, iarăși, e un alt mod de a ne raporta la vacanță sau la vacanțe pe perioada unui an. Da, e foarte important să... Eu revin la legea echilibrului și spun încercați să vă luați aceste vacanțe echilibrat, nu odată 3 săptămâni, pentru că legea română permite 21 de zile, minim. Asta înseamnă 3 săptămâni, dar de cele mai multe ori oamenii și au câte o săptămână în iarnă, odată cu Crăciunul și Revelionul, și 2 săptămâni așa în concert de vară. Dar propuneți-vă să aveți echilibru și în aceste perioade și să dați fiecare din instanțele voastre interioare, că e corp, că e minte, că e suflet, spirit, inimă, mă rog, câte ceva. Adică nici să nu vă îmbuibați cum mai sunt... Hai să nu zicem conaționali în sens condescendent. Deci nu. Sunt oameni care merg, de exemplu, în locații all-inclusive și mănâncă până nu mai pot. Well, nu e ceea ce se acum dorește am de la ocazia. O vacanță. Acum am ocazia acum să mănânc pot. Și să beau. Acum da. Pot. Deci nu abuzăm nici de lucrul acesta. Sunt oameni care, de exemplu, se duc, v-am spus, au 7 zile de concediu și din care 6 sunt practic pe drum. În sensul în care călătoresc, bifează, merg stânga-dreapta, au foarte puțin pentru că poate nu au șansa să meargă mai des sau financiar exact, nu-și permite. Exact. Atunci dacă ajung într-un loc vor să vadă tot. Da, exact. Bun. Mie starea asta îmi dă întotdeauna, nu că aș fi, știu eu, altfel decât înțelegătoare cu privire la acest tip de demers, dar de multe ori eu când mă duc într-un oraș nou pe care nu l-am mai vizitat, întotdeauna mă gândesc că poate dă Dumnezeu și mai din o dată și mai las încă ceva pe ideea că voi veni data viitoare și îl voi vizita. Spre exemplu, spuneam de domnul invalizilor din Paris, am fost de câteva ori la Paris, dar întotdeauna am lăsat acest obiectiv ca fiind destinat călătoriei viitoare, adică să mai am ceva de făcut și data viitoare când voi veni. Și întotdeauna sentimentul este că dacă abuzezi, dacă una din instanțele tale este abuzată, chiar și în concediu, acea instanță nu se odihnește. Că e vorba de picioare, că e vorba de stomac, că e vorba de ochi, inimă și așa mai departe. Deci e foarte important să păstrăm o dreaptă socoteală inclusiv în concediu, ca să putem să beneficiem cu totul de ideea de odihnă. Dragii noștri, a fost alături de noi la Vinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist iunghian, lector universitar, doctor. Am vorbit despre felul în care facem față, felul în care gestionăm stresul și anxietatea în vacanță. Recomandarea noastră de carte de astăzi, Stresul, 8 strategii de gestionare, de Elizabeth Ann Scott, o carte publicată în colecția Psihopractica. Nu uitați să fiți alături de noi și pentru următoarele episoade din această campanie dedicată vacanței. Toate materialele, interviurile, dialogurile le puteți urmări pe pagina oficială de Facebook Herald și de asemenea pe canalul de YouTube Herald. Mulțumim din suflet, Lavinia Țânculescu Popa. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă, o zi însorită și lectură plăcută. La revedere! Vacanță puțin stresantă!